Bună dimineața, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Profu Online. Deci, iată, m-a ajuns la clasa mea, superbă. Am intrat în clasă deja. Și am scris cretă. N-am uitat să iau cretă, că dacă nu uitam, mai astea bucățelele astea care mi-au scos degetele, le ridăm jos. Au fost bune până în clipa asta. Aici clasa este încăpătoare, în cap și bucățele de cretă pe jos. Le pot călca, că nu se întâmplă nimic. Și ce să vă spun? Vă spun că sunt chiar încântat și în momentul de față îmi propun să-mi iau treaba în serios. Vlăduț a mai pus o lecție. Și când l-am văzut pe Vlăduț, aseară l-am văzut la film, cred că i-a pus vreo două, trei zile lecția, a pus asta cu... Mă gândesc că a făcut-o în weekend, sau nu știu când a făcut-o el. Deci când l-am văzut, cu câtă dragoste și-a propus el să facă, să introducă noțiunea de logaritm, vorbea să fie logaritm. Deci îmi propun să fac o lecție acum pentru clasa a 10-a, de la 10-a mai sus, și nu numai pentru cei de la 10 încolo, ci și cei pentru cei care sunt mai mici, ca mine, așa, din clasa 8-a. Cei care doresc să învețe materia în față, mai mult mai în față decât în mod normal. Deci, când l-am văzut așa, am urmărit, mă credeți cu destulă atenție, mi-am dat seama care este calități native pedagogici. Deci este un copil super dotat, în afară de faptul că, mă rog, a parcurs materia în față, dar ai forma așa asta de, ca știință, parcă, de prezentarea lucrurilor. Ați văzut cu câtă ușurință a făcut demonstrațiile acelea, fără să aibă niciun pic de trac, niciun pic. Am avut eu emoții prima dată când m-am văzut în fața camerei de filmat așa. Deci puteam să... Asta se întâmpla prin 2001-2002, așa. Și puteam foarte bine să nu pun lecțiile acelea. Iată că el, cu un curaj extraordinar, se apucă să facă în direct lecții, fixează acolo ceasul, așa cum am procedat și eu, că YouTube-ul nu-ți permite mai mult de 15 minute să faci lecția. În lecțiile de început, ați văzut la lecții 1, 2, 3, pe acolo, până când, la un moment dat, YouTube-ul dându-mi seama de, să spunem, intențiile mele bune, m-a luat în serios și când s-a acumulat un volum, mi-a spus, din clipa asta îți dau voie să faci ore, să faci lecțiile mult mai lungi. În momentul de față le pot face oricând de lungi, de ore întregi, dacă e nevoie. Ei bine, dragilor, ce mi-am propus eu mergând acum spre tabla asta, ajungând așa, mergând pe drum? Mi-am propus să iau treaba chiar în serios, cu adevărat în serios, și să fac lângă lecția lui Vlăduț o altă lecție cu aceeași subiect, pe aceeași temă, dar în limbajul profului online. Pentru că să înțelegem un lucru. În spatele meu s-ascund cel puțin 36-37 de ani ar fi de activitate la catedră. Când eu am intrat de atâtea ori în clasă, și tema asta am făcut-o, nu, de cel puțin 35-36, dacă nu de mai multe ori. Că mă gândesc că am avut și clase paralele unde o făceam de două ori, sau chiar trei ori în același an. Așadar, de fiecare dată o făceam într-un mod diferit de anul anterior. Găseam altfel de forme de exprimare. Sigur că Vlăduț nu poate să aibă așa multe experiențe în față, în spate. Cel mai important lucru care are niște calități native, pe care eu aș vrea să le exploatez foarte atent și să le valorific, dacă se poate, încercând să fac lecția în limbajul profului online, el elevul online, învățând partea pedagogică de prezentarea lucrurilor. Vedeți, el s-a intitulat elevul online. Colaboratorul, elevul profului online, hai să zic așa. Chiar așa aș vrea să o numesc. Sunt sigur că în scurt timp mă va depăși, dar acum îmi fac datoria prezentând imediat lecția de după el,
Deci lecția cu aceeași temă. Deci el a intitulat parcă lecția, eu să zic, lecția 70, lecția 76, am impresia, el a fost 75. Și să intitulez tot așa, logari. Da? Logari. Bine, văd. Hai să-i dăm drumul la treabă. Doamne ajută să am un moment de inspirație, să fac o lecție frumoasă, într-un limbaj, habar n-am cam ce noțiune, cum am să plec, dar aștept un moment de start, care să mă... moment care să mă inspiri să văd de unde să plec eu, ca să... Sigur, voi încerca să fug pe culoarele din anii din urmă. Nu, am să fac altfel. Văduți, multe fenomene sunt în viața de cu zi cu zi. Și omul a simțit nevoia să mărimile acelea pe care le-a întâlnit să le lege într-un fel. Și am să merg să spun o următoare chestie. Dacă ne gândim la predicatul binar P de X, Y, care sună așa, Y egal cu 2X plus 1. Da? El nu e bine dat dacă nu spunem în ce mulțime de valori căutăm egalitatea asta. Deci, ăsta e predicatul, este un enunț care depinde de una sau mai multe variabile, de data asta de două variabile, un predicat binar, Y egal cu 2X plus 1. Am început eu lecția așa și în alte situații. Și acest predicat binar e bine precizat dacă spunem despre X și Y, perechiul X și Y, aparțin lui Gerorier, să zic așa. Gerorier. Asta înseamnă că X-ul este din prima mulțime, iar Y-ul din acea două mulțime. De dată, același lucru poate fi prezentat ca o funcție. În loc să spun pereche X, Y aparțin, zic F de X, adică relația asta este expresie în X, zic F de X, Y-ul acesta este F de X egal cu 2X plus 1. Da? În felul ăsta am rețeta după care se obțin Y-ii din lui X valori. Și în loc să spun perechea XY aparținând, zic F, e definită pentru domeniul definiție, asta este, nu a X-ilor, F definită pe R cu valori în I, pentru că corespondența o să am așa, dau lui X valori, găsesc Y-ii. Deci, întocmesc tabelul acela de realizarea corespondenței. Da? Deci, la predicat binar am trecut repede la funcție. Funcția ce este? Este un procedeu după care se va realiza corespondența, după rețeta asta, legea de corespondență. Asta e legea, da? 2x plus 1. Și îndată, zicem, mă rog, să obțin aici x și care vin de la minus infinit la plus infinit, despre ei, despre mulțimea asta știu foarte clar, o am la dispoziție. Eu păstrez în domeniu doar pe cei x pentru care pot realiza corespondența. Rețeta asta nu ridică nicio problemă. Adică pentru orice x real găsim y-ul. Da? Uitați, pentru x egal cu 0, y-ul este 1 care se obține. Și în data am găsit o pereche 0, 1 care face predicatul ăsta, îl transformă în mulțime, în propoziție adevărată. Da? Perechea 0, 1. Altă pereche, când x-ul e 1, să zic așa, 2 ori 1, 2 și 1, 3. O altă pereche, 1 și 3. Această pereche, iarăși 1 și 3, transformă în predicatul P de 1 și 3, dacă aș înlocui, este o propoziție adevărată. Ei, ne interesează, în legătură cu un predicat anume, dat, ne interesează să găsim mulțimea de adevărat predicatul acesta. Adică să știm toate perechile X și Y, iată, toate perechile X și Y, care transformă predicatul ăsta în propoziții adevărate. Da, se vede treaba că tot niște numere obținem și aici, nu? Ba mai mult sesizăm că numerele care se obțin, uite când e minus 1, 2 ori minus 1, minus 2 și cu 1, minus 1, când e minus 2, minus 4 și cu minus 1, minus 3 și așa mai departe, observăm că Y-urile care se obțin sunt și așezați într-o ordine crescătoare. Sunt tot numere reale, dar foarte clar și într-o ordine crescătoare. Se spune că funcția atunci e monotonă, dacă Y se așează monoton crescătoare sau dacă ar fi descrescând descrescătoare. Pe intervalul, uneori pe anumite porțiuni se întâmplă chestia asta.
Însă ne interesează să vizualizăm, să vedem care sunt perechile. Și asta se întâmplă. Nu folosim sistemul de axe. Numerele reale se pot pune pe o dreaptă, dar sunt, acum de data asta, câte o pereche. Pe o dreaptă, așa, orizontală, o să punem X și Y. De aceea zicem că axa X-ilor. Iar pe cealaltă, Y care apar. Așa, asta este axa Y-ilor, să zicem, da? Ei s-au întâlnit în punctul aici, punctul ăsta de coordonate 0, 0. Este punctul pe care, de la care începem discuția pentru X pozitiv, pentru X negativ, pentru Y pozitiv, Y negativ. Deci în clipa asta știm foarte bine ce urmărim, nu? Pozitiv X și negativ X și Y pozitiv și Y negativ. Așa. Și acum să reprezentăm perechile acestea, 0 și 1, când X-ul e 0, X-ul e 0, Y-ul este 1. Deci X-ul e 0 tot timpul pe axa asta. Pe axa. De aceea asta este chiar axa Y-ilor, sau să, de ecuație X egal cu 0, pentru că tot timpul X-ul e 0 pe ea. Că Y-ii sunt mai mari sau mai mici, asta e funcție de cum ne oprim la punctul ăsta, la punctul ăla, mai jos și mai departe. Când X-ul e 0, Y-ul este 1. Acesta este un punct care face predicatul ăsta, îl transformă în propoziție adevărată. 1 și 3. Când X-ul e 1, X-ul e 1, aceeași unitate de măsură, Y-ul e 3. 1, 2, 3. Da? Ia uitați. X-ul e 1 tot timpul pe dreapta asta. Deci asta ar fi ecuația dreptă X egal cu 1. Orice punct când ne-am plasat aici are X-ul 1. Y cum se schimbă, că e mai sus sau mai jos. Bunoară, punctul de aici are să aibă, dacă duc așa, o paralelă pe la 3, asta e Y egal cu 3 tot timpul. Tot timpul pe paralelă asta Y-ul e 3. Când s-au întâlnit cele două, acesta este punctul pe care rezultă și are coordonatele care? 1 și 3. 1 și 3. Deci, dragilor, așa se găsește punctul de coordonate 1 și 3 prin paralela asta pe la X egal cu 1, cu paralela Y egal cu 3 și la punctul de întâlnire obținem acolo punctul de coordonate 1 și 3. Cum observați, mai putem găsi alt punct, minus 1 și minus 1, că X-ul e minus 1, Y-ul este minus 1, da? X-ul e minus 1, ducem paralelă. Iată asta, Y-ul este minus 1, ducem paralelă și iar se întâlnesc în punctul ăsta. Ei, dar de la minus 1 până la 0 sunt foarte multe puncte, foarte mulți X de la minus 1, de la 0 până la minus 1. Și așa au generat foarte mulți Y. Și așa aceștia puși unul lângă altul, ia uitați așa, toate perechile de puncte puse una lângă alta, toate punctele acestea puse una lângă alta, formează practic așa puse, indică perechile, toate perechile posibile, X și Y, pe care nu le-am mai descoperit eu, nu le-am mai dat aici valori, pentru că trebuia să dau, la 0 la 1 trebuia să dau 1 pe 2 și am toate numerele posibile, am o infinitate de numere. Pentru aceștia între 0, pentru X între 0 și 1, găsesc Y-ii între 1 și 2, toți Y-ii aceștia. Și atunci, pentru fiecare X de aici, aveam un Y, gata punctul, alt X, alt Y, alt punct, alt X, alt Y și așa mai departe. Vedeți? Și toate punctele una lângă alta nu fac altceva decât să deseneze această dreaptă, care, a cărei Y egal cu 2X, asta este, Y egal cu 2X, chiar spunem că aceasta 2X plus 1 este ecuația dreptei. Pentru că pe baza acestea putem selecta din plan numai acele puncte care transformă predicatul în propoziție adevărată. Mulțimea de adevăr e formată din punctele toate de pe dreaptă. Deci, dacă vrem mulțimea de adevăr așa, înseamnă toate punctele de pe dreaptă constituie ceea ce mă interesa pe mine, mulțimea perechilor X și Y, care transformă predicatul în propoziții adevărate. Iată că am reușit în clipa de față să vizualizăm, nu? Mulțimea de adevăr a predicatului respectiv, sau mai să spunem, am trasat graficul funcției f de x egal cu 2x plus 1. Deci am vizualizat
mulțimea de adevăr a predicatului Y egal cu 2X plus 1. Și asta înseamnă că am găsit toate punctele, deci fiecare punct de aici, dacă le iau, are un X și un Y. Acele coordonate X și Y, dacă le înlocuim aici, fac asta, relația aceea adevărată. Sau spune că l-am trasat graficul funcției de gradul 1, graficul, de ce funcție de gradul 1, că X-ul era 1-a, graficul său este o dreaptă. Multe sunt relațiile astea lineare din practică. În fizică, mărimile acelea se constată cum una depinde de alta, după o rețetă de aceea. De ce noi, cei de la matematică, trebuie să ocupe, să le folosească, să le ofere instrumentul de lucru, încât atunci când fizicianul întâlnește chestia asta și vrea să vizualizeze, el să știe cum se trasează graficul funcției, vedeți? Și foarte multe alte situații. Ei bine, îmi pare rău aici că n-am făcut, iau din nou graficul. Aveam o intenție să o... și era că pe ce să părăsesc problema. Deci, uitați-vă că eu am făcut corespondența asta, după rețeta respectivă, am găsit punctul ăsta, pe urmă punctul de coordonate minus 1 și 1, punctul de coordonate care 0 și 1, minus 1, 1, și dacă iau apela, ia să vedeți ce șmecherie am acum. Mă gândesc să fac altfel treaba. Iau 2, 3, da? Și dacă duc așa paralela, așa asta îmi indică un anumit X. Ia uitați. Deci acum vreau, plec de la Y pe care îl dau și vreau să aflu X-ul pentru care se întâmplă chestia asta. Deci dacă Y-ul îl pun aici 3, fac invers corespondența, vreau să o fac. Dau Y-ul și vreau să găsesc X-ul. Deci pentru Y egal cu 3, în relația asta, pentru Y egal cu 3, rezultă că relația este 3 egal cu 2X plus 1 și de aici se scot pe X. Deci de aici rezultă că 3 minus 1, 2, 2x egal cu 2, adică x egal cu 1. Exact. Deci și așa se poate face corespondența, de jos în sus. Ia să-i dau lui y valoarea 1. Deci pentru y egal cu 1, rezultă că x-ul, nu-i deodată x-ul. Ah, ar fi interesant să am relația, să scot pe x întâi și pe urmă să facă. Da. Să nu mă mai duc așa, 0, că uite, 1 egal cu 2x plus 1, 1 cu 1 se duce și rezultă x egal cu 0. Este un pic peste mână pentru a rezolva ecuația asta. Dar dacă eu aș, din relația asta aș scoate pe x în funcție de y, că după, eu pe y îl dau acum și vreau să aflu x-ul, așa voi face. Deci plec de la y egal cu 2x plus 1 și atunci rezultă că pe cine vreau să aflu? Pe Y că știu, pe X vreau să aflu. Y minus 1 egal cu 2X. De unde rezultă că X egal cu Y minus 1 totul supra 2. Y minus 1 totul pe 2. Deci eu am acum o șmecherie în cap. Mă minte în minte ce ar fi să mă interesez de corespondența inversă. Păi, e deșteaptă, e de aia. Pentru x egal cu cât? Pentru y egal cu minus 1, rezultă că x-ul va fi egal cu minus 1, minus 1, minus 1, minus 1, supra 2. Și este egal cu minus 2 pe 2. Minus 2 pe 2 și face minus 1. Excelent! Așa este. Hai să vedem. Pentru y egal cu minus 3 rezultă că x-ul va fi egal cu, după rețetă, rețeta este alta acum. Y minus 1 pe 2. Înainte era 2x plus 1. Dar e interesant că și rețeta asta mă duce exact unde trebuie. Că nu mai fac de fiecare dată să rezolv ecuația, ci numai cât înlocuiesc aici. Deci rețeta asta înseamnă așa, y minus 1 pe 2 înseamnă că am să am minus 3 minus 1 supra 2 și face minus 4 pe 2 minus 2. Superb, superb este. Dom'le, e interesant, vezi că se poate face și mersul invers.
Și acum, dacă eu am să o pun pe asta de bază, că pe asta o am, ca și mulțime pe care o cunosc, că în relația asta acum, hai să zicem așa, cum să spunem aici, este F de cine? F de Y. F de Y egal cu Y minus 1 supra 2. Deci X-ul rezultă că F de X-ul este egal, așa e bine, X-ul e egal cu F de Y, eu expres în Y, da, F de Y care e egal cu Y minus 1 pe 2. Este o altă rețetă. Deci, hai să facem și noi chestia asta. Deci fac corespondența următoare. Să iau acum, da, cum să fac? Cum să zic axa Y, axa Y-ilor? Păi eu eram obișnuit cu axa X-ilor, înseamnă că trebuie să o întorc pe asta, să învârt așa. Că asta va fi de bază. Asta e. Nu. Zic tot așa X și de la minus infinit la plus infinit. Dacă am schimbat axele între ele. Și Y-ii care apar, parcă ar fi X-ii de mai înainte. Da? Iar ca X pe care i-am de bază, sunt tot X de la minus infinit la plus infinit. Și după rețeta asta, F de X, tot de X, nu, F1 aici. Nu, am zis F la minus 1 să o iau, că face parte invers. F la minus 1 de X egal cu X minus 1 supra 2. Face invers, zic că F la minus 1. De la ideea că, care e inversul lui 2? Ca număr, 1 pe 2, da? Inversul lui 1 pe 2 e 2. Așadar că face legătura invers. Corespondența o face invers, se schimbă săgețele. De ce zici F la minus 1, să zic, să spune și noi așa. Ce face așa asta? Deci îi dau lui X valorile 0 să încep. Când X-ul e 0, imaginea este, după rețeta asta, 0 minus 1, minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Aici n-am, dacă aș fi dat aici minus 1 pe 2, pe aici este. Minus 1 pe 2. X ar fi dat minus 1 pe 2. 2 ori minus 1 pe 2 face minus 1, plus 1 face 0. Și acum 0 este dat și imaginea este 1, minus 1 pe 2, da? Uitați ce frumos este. Când îi dau 1, după rețetă, 1 minus 1 e 0. Ia uitați. Deci, lui 1 îi corespunde 0. În cazul, după rețeta asta, da? S-a făcut inversarea cu ocazia asta. Lui 3, hai să-i dau 3, 2 nu-i dat. Dau 3. Lui 3 îi corespunde, 3 minus 1 fac 2, 2 pe 2, 1. 3, 1. E minunat, minunat. Dar hai să și reprezentăm acum. Deci după noua rețetă, să reprezentăm. Practic perechea, prin corespondența dinainte, perechea 0, 1, a trecut în perechea 1, 2. 1, 0. Deci pentru funcția directă, perechea 0, 1, trece în perechea 1, 2 prin funcția inversă, da? Hai să spun așa. Ei, o altă pereche, minus 2, 1 și 3, 1, 3, perechea 1, 3, prin funcția F, rezolvată prin funcția, trece în perechea, prin F la minus 1, în perechea 3, 1. Pentru graficul ăsta, pentru F, l-am tras la graficul lui F. Hai să vedem F la minus 1. Deci noi schimbăm pur și simplu rolul locului X cu al lui Y. 1 și 0. Deci 0, 1 trece în 1 și 0. Asta este punctul. 1 și 3. 1, 3 trece în 3, 1. 1, 3 trece în 3, 1. 1, 2, 3, 3 și 1. 3, 1. Cam asta ar fi. Și acum nu fac decât să duc dreapta asta. Perechea minus 1, minus 1, minus 1 este perechea minus 1, minus 1, trece tot în minus 1, minus 1. Deci este și pe una și pe alta.
Ia uitați-vă cum arată graficul funcției invers. Deci graficul funcției f ăsta a fost și a funcției f la minus 1 este ăsta. Foarte interesant. Minus 1, minus 1 era un punct, în schimbând poziția, nu se cunoaște, adică tot minus 1, minus 1 rămâne. Și atunci este și pe una și pe cealaltă. Este pe ambele. Foarte frumoasă, interesantă chestia asta. Formă. Acum mă gândesc așa, dacă le-aș... Da, să vedem, y egal cu x, ce înseamnă y egal cu x? Dacă dai lui x valoare, găsi 1, 1, 0, 0, asta ar fi y egal cu x, uitați. Asta este graficul funcției f de x egal cu y. F de x egal cu y egal cu x, așa. Y egal cu x, ecuația dreptăși. Prima bisectoare se cheamă asta. Păi dacă aș îndoie, în poziția ca aș avea foaia acum, și aș îndoie după prima bisectoare, cele două se suprapun. Există o simetrie perfectă. Perpendiculara de aici, pe perpendiculara asta, astea două sunt egale. Oriunde aș lua un punct, tot timpul sunt pe astea egale. Bineînțeles, în condiții în care am dus bine bisectoarea. Am dus Y egal cu X. Deci funcția directă, graficul funcției directe și acele inverse sunt simetrice față de prima bisectoare. Pentru că noi am schimbat rolul X cu Y, da? Din cauza asta, asta face funcția inversă față de funcția directă. Schimbă, corespondența o întoarce. Ce era cu domeniu devine domeniu, da? Ce era cu domeniu, codomeniu devine domeniu și fostul domeniu devine codomeniu. Asta e povestea. Asta face funcția inversă. Dar de unde am plecat eu la următoarea chestie? Deci eu am plecat așa. Dacă îi stabilesc Y-ul și duc așa, găsesc X-ul. Deci am vrut să fac invers. Că să zic așa, Y și se cunosc, pot să găsesc X și? Sigur că da. Și chiar poate găsi și rețetă pentru mersul invers. Pentru stabilirea corespondenței invers. Deci pentru funcția directă, dacă o să gătim asta, este inversa, este asta. Iar dacă o să gătim pe asta de bază, inversa sa este cealaltă. Una este inversa celelalte, poate să fie socotită foarte clar. Deci de la o funcție dată, putem repede uneori, totdeauna, asta e o problemă care mă... Dar aici a mers. Rămâne o problemă de studiu dacă totdeauna putem găsi inversa. Vor fi niște chestii, dar trebuie să știu ce înseamnă bine funcția. Deci funcția... Face următoarea șmecherie, să ne clarificăm bine. Pentru orice element din domeniu, adică tuturor ăstora din domeniu, îi pune unul și numai unul corespondență. Nu se poate întâmpla ca un element să-i punem două imagini. Deci lui 0 să aibă, după rețetă, să fie și așa și așa. Două imagini, nu. Deci funcția are o chestie așa care trebuie ținută. Tuturor le pune în corespondență, adică în domeniu nu trebuie să existe niște elemente cărora să ne putem pune, să nu le putem găsi imagine. Noi păstrăm în domeniu definiții doar pe cele cărora le putem găsi imagine. Deci tuturor elementelor să punem imagine. Nu e posibil ca un element să aibă două. Nu e posibil așa ceva. Păi stau un pic. Când întorc săgețile, tot așa trebuie să se întâmple. Tuturor se le pot pune în corespondență. Da? Tuturor se le pot pune. Mă, dar este... Nu, e complicat. Mai trebuie să ne gândim. Deci trebuie să avem în vedere, când facem inversa, trebuie să ne gândim foarte atent la chestiile astea. Deci cele două pretenții ale funcției sunt așa.